Dragii mei, am fost plecat o lună de zile în Spania cu preibitul frate Ioan Palican. Dumnealui știe că dimineața aceasta voi fi cu dumneavoastră. M-a rugat să vă salut în mod deosebit și pe preibitul frate Radu și biserica în locul acesta, Dumnezeu din cer, să vă binecuvinteze. Preibitul frate Palican este omul pe care Dumnezeu l-a rânduit de mai bine de 18 ani să mă păstorească și să mă crească. Nu este ușor să stai în mâna de om, pentru că dacă fratele Vurcan s-a comportat foarte aspru cu dumnealui, văd că a comportat aspru în asta, la rândul dumnealui se comportă destul de aspru cu ceilalți. Mă gândesc că o să vadă filmarea și o să... nu o să mă certe sau poate o să dovedească ceea ce am spus în dimineața aceasta. Dumnezeu din cer să fie acela care să ne poarte pe toți, frați și sorori, în carul său de biruință. Marți, miercuri dimineața am fost în penitenciarul din Galația, acolo unde am găsit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, undeva la vreo 70 de persoane private de libertate, că nu le mai place să le spui deținuți, sau mă rog, nu mai e terminul acesta, ci persoane private de libertate. Apoi, joi am fost în penitenciarul din Brăila și, vă spun, merg în penitenciar de 17 ani, dar nu mi-a fost niciodată să văd atâta popor, atât de mulți oameni care au ieșit la clubul penitenciarului din Brăila. Au fost undeva la 120-130 de persoane private de libertate, pentru că foarte mulți dintre ei au avut dorința să vadă un om îndrăgit, care a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, l-aș fi adus în dimineața aceasta cu mine, numai că mărturia lui este destul de consistentă și mi-am dat seama că nu va fi timp nici pentru mine, nici pentru el. Dacă Dumnezeu le va potrivi, poate o să o rânduim odată, să venim, poate special pentru un eveniment de evangelizare, Păstor are o mărturie copleșitoare. Majoritatea dintre cei care au ieșit acolo erau oameni condamnați pe viață, erau oameni cu ani mulți de închisoare, dar au făcut tot ce le-a stat în putință și au venit să-l vadă pe omul acesta. Aseară am vizitat un frate care la rândul lui lucrează în penitenciar și a spus: frate Vasile, tot penitenciarul vorbește de Florin Avram Adrian. Un om care a fost pur și simplu demonizat, dar pe care Dumnezeu l-a schimbat. Lăudat să fie Domnul și vă spun asta cu toată inima. Îl știu de 4 ani, pentru că îl păstoresc de 4 ani și pe el și soția lui și copiii lui. Mergem periodic, ne întâlnim și e una se investește la Evanghelia penitenciară. Prioritatea este ceea ce Domnul a spus și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru asta trebuie timp și pentru asta trebuie cheltuială. Cheltuială din punct de vedere fizic și altele de felul acesta. Dragii mei, mă bucur mult de omul acesta care a luat-o în serios cu Dumnezeu. Este un suflet născut din nou și pe data de 23 vom face o evanghelizare în comuna Șuțești, din județul Brăila. 7.000 de locuitori. Nu există nicio biserică evanghelică. 7.000 de locuitori. Am făcut anul acesta o evangelizare, ne-am trezit cu liderul bisericii tradiționale, însoțit de o gloată și am zis: Doamne, nu va ieși bine. Dar a ieșit foarte bine. Pentru că băiatul ăsta l-a întâmpinat și a spus: vii să-mi spui acum, vii să-mi atrage atenția că am venit să le spun oamenilor ăsta despre Iisus care mi-a schimbat viața. Dar de ce nu m-ai căutat când eram în închisoare și am ajuns de 6 ori? De ce nu m-ai căutat când făceam mizerii și a făcut persoan, el a fost închis numai pentru violență, deci a fost, făcea răscoare în comuna în care locuiește și astăzi. Și a spus: vii acum. Și oamenii s-au întors împotriva liderului și a trebuit să plece cumva rușinat. Acum pe 23 am găsit și o fanfară, am găsit și cântăreți. Când ne îngrijoram: Doamne, dar cu ce cântăm? Acum mai cânt și eu, știți? Dar nu e același lucru. Și aseară Domnul mi-a dat și fanfară, și cântăreți.
și tot, avem totul, ca pe 23 în comuna Șuțești, să fie cu tremur. Și va fi. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, vă spun sincer că de când preibitul frate Radu m-a invitat, sunt omul care sunt foarte fermentat dacă nu-mi dă Dumnezeu un cuvânt. Acum, eu citesc Biblia de vreo 24 de ani și închipuiți-vă că m-aș pricepe să vă spun ceva versete din Scripturi. M-aș pricepe. Dar dumneavoastră nu aveți nevoie de versete din Scripturi. Ci dumneavoastră aveți nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta l-am cerut insistent, Doamne, te rog. M-am bucurat foarte mult câteva serii în urmă. M-am trezit brusc și eu când mă trezește cineva brusc, nu mai adorm ori întregi. Nu mai pot să mă. Deci s-a dus somnul și s-a terminat. Și acum ce să fac? Normal că m-aș fi putut uita pe internet. E simplu asta. Nu deschid internetul că e mai bine să fac altceva. Și m-am rugat lui Dumnezeu. Vă spun sincer și lauda Domnului să fie și poate și spre cercetarea noastră. Am închis ochii la ora 12 noaptea și am început să mă rugam în picioare prin sufragerie și când am deschis ochii, m-am uitat direct la ceas, era 2:15. Și am stat de vorbă cu Domnul în tot timpul acesta, am simțit prezența Domnului acolo și dacă am cerut ceva insistent, am zis, Doamne, eu duminică voi fi la București. Dă-mi un cuvânt de la tine din cer pentru poporul care se va aduna acolo. Și frații mei, nu numai că Domnul mi-a dat cuvântul, dar mi l-a și confirmat. Prin cântarea pe care dumneavoastră ați cântat-o, ce har, ce har să poți să crezi. Și apoi, prin rugăciunile pe care unii dintre dumneavoastră le-ați înălțat pentru România. Iată cuvântul pe care mi l-a dat Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru mine cel din tâi. 2 Cronici, capitolul 7, versetul cu numărul 14. Sunt convins că dumneavoastră, sau mulți dintre dumneavoastră, îl știți pe de rost. Cuvântul acesta spune așa. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, 1. Se va smeri. 2. Se va ruga. 3. Va căuta fața mea și se va bate de la căile lui ce trebuie. Auziți ce promisiune? Îl voi asculta din cer. Dar acum să fiți foarte atenți. Îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Dragii mei, și dumneavoastră, și eu, mă frământ de ani de zile și îmi pun întrebări. Doamne, de ce nu vindești țara asta? Doamne, de ce nu vin din eu mai rău? Și bineînțeles că avem explicații. Așa-s vremurile. A, nu știi că e scris că vremurile din urmă. Avem tot felul de explicații. Și totuși, pe lângă explicațiile acestea, avem o promisiune extraordinară. Îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dragii mei, când am citit versetul acesta, vă spun sincer că nu l-am înțeles. Îl citeam foarte, foarte rapid, așa. Îl citeam, treceam foarte repede peste el. Până într-o zi. Când mă uit mai atent, acum multă școală n-am făcut. Că dacă făceam, probabil că ajungeam și eu pe la Cotroceni sau pe un parlament. Mă gândesc. Dar am făcut nițică școală. Nițică. Ca să realizez că acest cuvânt, păcatul, este la singular. Nu este la plural. Și m-am gândit, cum Doamne îi voi ierta păcat? Poporul meu, îi vă poporul meu, Doamne, nu, ceva e în regulă. Oare nu fi tradus Cornelescu bine? Oare fi uitat să traducă păcatele și o fi zis păcatul? Nu. Îi voi ierta păcatul. Pentru că este vorba de un păcat care există în viața multora dintre noi, frații mei. Și în dimineața aceasta, tare mult aș vrea să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună, dar să luăm hotărâri, frații mei. Vedeți? Stăteam și când am primit cuvântul ăsta, mă gândeam la prorocul Mica. Prorocul Mica de câte ori se ducea cuvânt de la Dumnezeu, asta. Și la un moment dat spune împăratul, băi, îl chemă, bă, da, nu mai chema, dar nu le zice nimic ăsta de mine. Ăsta nu mai bubuie cu noi. Bă, nu, nu, chemați-l.
Și când a venit mic, a zis să mă duc acolo, să... Da, zice, du-te! Și împăratul și-a dat seama, asta nu e. Mai de câte ori să te poți să jur, când vei spune adevărul? Și atunci a spus adevărul. Dragii mei, vă spun sincer că ori de câte ori mă ridic să vestesc Evanghelia, am o singură dorință, să vestesc adevărul. Indiferent dacă place sau nu. Indiferent dacă deranjează sau nu. Indiferent ce este, eu știu că Dumnezeu mi l-a dat, pentru că sunt responsabil de lucrul acesta. Și cuvântul acesta sunt convins că a venit din partea lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar trebuie să-l cercetăm și trebuie să luăm hotărâri, pentru că de ani de zile, frații mei, mergem din jos în mai jos. Din jos în mai jos. Și eu mă uit cu stupoare. Nu vorbesc, dar dumneavoastră mă înțelegeți, eu vorbesc la general. Mă uit cu stupoare și văd că cele mai multe adunări au devenit săli de spectacol. M-am dus într-un loc, se mâncau pufuleți, se deschideau eugenii, se deschidea sticlă de suc. Și odată m-am oprit și am zis, dacă din momentul ăsta mai mișcă unul aici, mi-am luat Biblia și am plecat. Bineînțeles că a fost o liniște desăvârșită, n-am mai mișcat nimeni. Pentru că am spus, fraților, noi suntem aici la o sală de spectacol sau suntem în casa lui Dumnezeu și El e prezent. Și din momentul acela oamenii probabil că au realizat, nu știu cât au realizat. Dragii mei, se întâmplă lucruri care te pun și în uimire, dar multă durere aduce în inima ta. Multă durere. În casa lui Dumnezeu, frații mei, dacă este casa lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple trei lucruri. Unu. În casa lui Dumnezeu au loc marele confruntări. Oamenii vin și se confruntă cu Sfințenia lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu trebuie să aibă loc marele decizii. Omul trebuie să ia hotărâri ferme și trebuie să aibă loc marele schimbări. Dacă vii de ani de zile și viața ta merge din rău în mai rău și pui din anul 1996 când eu m-am pocăit. Acum, dumneavoastră, ați putea mărturisi din 90, sau din 89, sau din 87, sau din... Ați putea mărturisi mai mult. Dar mă uit din 96. Când m-am dus în 96, în casa Domnului din Galați, unde m-am dus atunci, unde am ajuns atunci, era o cuvință extraordinară. Oamenii veneau cu pioșenii, frații și surori. Deschideau cartea de cântări. Ieșea cineva în față și conducea cântările. După aceea era un timp de rugăciune. Nu se începuse slujba, dar se pregătea momentul când cel care era hotărât pentru timpul de rugăciune sau după aceea predică. Și am observat că fiecare care intra, lua loc și intra în atmosfera respectivă. Astăzi mă uit în unele locuri, o gălăgie uimitoare. Le-am spus și acum în Spania când am fost. Am luat loc, am deschis Biblia, o gălăgie în spatele meu, incredibil, ziceai că s-a la piață. Și când am ajuns la timpul de predică, le-am spus, fraților, nu e regulă. Nu e regulă ceea ce faceți. Pentru că aici nu este un loc oarecare. Și au și cântat, interesant. Păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Au cântat imediat cântarea respectivă. Și de-aia le-am și spus. Pentru că ce faceți? Una cântați, alta faceți. Dragii mei, timpul nu ne este prieten. De aceea vreau să intru în cuvânt. Despre ce păcat să fie vorba de care mă fac vinovat de ani de zile? Dacă mă uit în Ioan, capitolul 16, dragii mei, citesc un lucru interesant. Da? Eu deschid, aș putea să vă spun pe de rost, dar deschid ca să citesc din Ioan, capitolul 16, versetul cu numărul 8. Și când va veni El, adică Mângâietorul, Duhul Sfânt, va dovedi lumea ceea ce privește păcatele. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Dar cum adică? Despre ce păcat, Doamne, vorbește aici? Și este clar că vorbește despre un singur păcat, pentru că în ziua judecății Domnul nu va scoate Pergam să-și citească de pe el păcatele tale. Nu știa că ești păcătos. Dar te va judeca pentru un păcat. N-ai crezut pe cel
pe care l-a trimis să moară pentru păcatele tale. Și pentru asta vei fi judecat. Păcatul de care vorbește aici este necredința. Dar în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, despre ce păcat vorbește? Tot despre necredință. Păi stai, Doamne, că nu înțeleg. Păi acum oamenii din lume înțeleg. Înțeleg că au păcatul ăsta. Dar și noi? Și noi? Da. Dragii mei, este vorba despre necredință. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, când va veni Fiul Omului, va mai găsi oare credință? Dar credință în ce, Doamne? Că dacă mergi prin București, crezi în Dumnezeu. Că ce spune unul? Nu. Spune unul? Nu. Ești vor. Da, 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 da. Dar atunci necredință în ce? Și, dragii mei, cred cu toată inima că aici vorbesc despre păcatul necredinței în Cuvântul lui Dumnezeu. Și m-aș bucura ca la sfârșit cineva să vină la mine să mă contrazică. M-aș bucura. A slăvit pe Domnul din toată inima. Dar haideți să vedem. Și cel din tâi verset pe care vreau să-l aduc, să vi-l aduc și să vi-l aduc, este Proverbe 16 cu 20. Ați putea afișa? Proverbe 16 cu 20. Proverbe 16 cu 20 spune așa. Dacă puteți afișa, m-aș bucura să-l afișați ca să ne uităm la el. Dacă puteți. Dacă nu, nicio supărare, ne uităm în Scriptură. Proverbe 16 cu 20 spune așa. Cine cugetă la cuvântul Domnului este fericit. Sau găsește fericirea. Cum zice? Găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul este fericit. Lăudați să fie Dumnezeu din cer. Haideți să mai citesc o dată. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul este fericit. Ei, frații mei, dacă eu aș pune o întrebare dimineața aceasta Bisericii Emanuel, frații mei, dumneavoastră, credeți cuvântul ăsta? Mă gândesc că n-ar fi unul aici să zică nu. Și cu toate astea, mulți dintre noi nu cred. Nu cred. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt zile când nu punem mâna pe Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt zile când nu ne apropiem de cartea aceasta. Sunt zile când nu avem nicio legătură cu ceea ce spune în cartea aceasta. Și atunci nu-i de mirare că venim în locul acesta și arătăm că le spuneam la un moment dat unor frați, ar trebui să se afișeze aici o oglindă în care să vă vedeți fețele. Este greu să crezi că sunt un om fericit și vin și stau aici ca și cum mi s-au înnecat toate corelele. Pentru că fețele multora dintre noi așa sunt. Cineva mi-a spus o dată, frate, zice, sunt serios. Am uitat. Serios? Serios să fii când conduci mașina. Știi tu? Până oraș, ce faci? Când o depășire, când te încurcă altul. Acolo trebuie să fii serios. Serios trebuie să fii la școală. Știi tu? Când mai te uiți unde... Acolo trebuie să fii serios. Serios trebuie să fii acasă, cu soția. Dar în casa lui Dumnezeu trebuie să te bucuri. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. În casa lui Dumnezeu spune că când îți întorci privirile spre El, te... Că dar cum e lumina asta? Că nu înțeleg. Că vă spun sincer, predic în atâtea locuri și mă duc în unele locuri că mi-aș veni, ori ar trebui să privesc numai în pământ, să nu mă uit pe frați, că mă gândesc, mă, dar ce e aici? Ce este aici? Ce se întâmplă aici? Atâta se încruntă unii. Mai târziu am înțeles, eu sunt o persoană care intru greu la inima omului. Am 1,94 m. Și vreo 100 și ceva de kilograme. Greu să intru la inima omului, da? Da, preibitul frate Radu, e ceva mai mic, parcă intre mai ușor. Înțeleg că te uiți la ăsta din față, nu-ți place. Dar Scriptura zice că când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Frații mei, încă o dată. Cine cugete la cuvântul Domnului. Frați și surori, eu întreb în dimineața aceasta și știți de ce întreb?
Dacă Dumnezeu ne dă har să pășim 2018, atât de mult îmi doresc să pășim într-un alt fel de cum am pășit până acum. Frații mei, știți de ce întreb? Dacă Dumnezeu ne dă har să pășim în 2018, să avem îndrăzneala să spunem, Doamne, totul sau nimic. Ori trăiesc pentru Tine 100%, ori fă ceva că numai. Nu mai rezist, Doamne. Nu mai pot, Doamne. Asta nu-i viața, pentru că mă uit astăzi și văd că viața de credință a devenit pentru mulți o viață de chin. O viață împovărată. Ori Biblia spune altceva. Ori Scriptura spune altceva. Dacă nu pășim în 2018 cu o inimă predată în totalitate Domnului, să știți că nu știu dacă s-ar mai putea întâmpla și dat. Frații mei, am stat și m-am întrebat de multe ori, locuiesc la Galați, și atât de frământat sunt că orașul ăla nu-i tulburat. Pentru că în cetățile unde oamenii lui Dumnezeu intrau și erau și existau, cetatea era tulburată. Am predicat zilele acestea în două adunări din Galați și am spus, fraților, oare în 2018 vom avea îndrăzneala să mergem la cei care ne conduc orașul și să le spunem așa, domnule primar și consilier județeni, prefect și ce mai sunteți? Vrem să vă spunem ceva. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și vrem să vă spunem că ne rugăm pentru dumneavoastră, ne rugăm pentru sănătatea dumneavoastră, ne rugăm pentru familiile dumneavoastră, ne rugăm pentru orașul acesta, ne rugăm ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Dar acum să fiți atenți. Domnule primar și domnilor care sunteți în funcție de conducere aici, avem un cuvânt din partea Domnului pentru dumneavoastră. Dacă veți băga mâna în banii publici, dacă veți înfăptui acte de corupție, dacă veți conduce orașul acesta după interesele și buzunarele voastre, viu este Domnul care este în ceruri, că mâna aceea vi se va usca. Amin. Și dacă spui cuvântul din partea lui Dumnezeu, frații mei, se întâmplă. Păi dar Dumnezeu este acela care lucrează și a lucrat întotdeauna cum a lucrat și văd în Scripturi. Văd în cuvântul lui Dumnezeu. Trimite împăratul 50 de oameni să-l prindă pe Ilie. Omul lui Dumnezeu, vină cu noi, ne-a trimis împăratul. Ei, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să coboare foc din cer peste voi. În clipa aia au fost mistuiți. Dar nu-i joacă. Frații mei, oare noi avem o credință reală sau suntem într-o formă, într-o religie sau într-o doctrină? Avem o credință fie și adevărată sau nu cumva de ani de zile cel rău mă păcălește și zice vezi, îți dă treabă. Ești extraordinar. Vii la biserică, îți dai 10 iara, mai pui un ban la colectă. Și ce trebuie? Mai asculți o cântare, mai stai o rugăciune? Este extraordinar. Noi. Stau și mă întreb de ani de zile oamenii care se pocăiesc și vin, sunt ei oameni care fac fapte vrednice de pocăința lor sau trece o perioadă și intră și ei în același ritm? Pentru că România are nevoie de Dumnezeu, frații mei. Dar cine să le ducă pe Dumnezeu? Cine să le arate pe Dumnezeu acestor oameni? Am fost la evanghelizare și am auzit de atâtea ori și m-am nimerit odată la o evanghelizare și n-am putut să tac. La masa unde am fost invitat. Cel care a predicat înaintea mea a spus în gura mare, dar de câteva ori, oameni buni, erau mulți oameni acolo, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Iisus. Pare duhovnicească vorba asta, dar nu e. Și nici măcar nu e adevărat. Și la masă m-am dus lângă el și l-am întrebat așa, bineînțeles că ne cunoșteam. Frate, uite, eu sunt unul din lume și te-am ascultat astăzi și mi-ai zis vorba asta, să nu mă uit la tine. Păi nici nu mă uit la tine, că dacă mă uit la tine mă ia nervii. Mi-ai zis să mă uit la Iisus. Păi dar unde e Iisus? Ce să fac? Să trag o fugă în cer? Să-l văd? Și după aia să vin să mă bocăiesc? Cum să fac? Explică. Nu știu să-mi explice. Și i-am explicat eu. Uite, apostolul ăsta, Pavel,
A avut și și-a luat el îndrăzneala să spună oamenilor, călcați pe urmele mele. Păi asta e îndrăzneala. Dar de ce să nu iau și eu îndrăzneala asta? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dragii mei, ascult odată un frate și mi-a pus întrebări. Ai putea să te duci, spunea fratele, ai putea să te duci la vecinul tău și să-i bați la ușă și să-i spui, Domnule, dumneata-i vrea să vezi pe Iisus? Și să zicem că vecinul nu scoate ceva să-ți dea cu ceva în cap, dar hai să zicem că vecinul ar zice, da, Domnule, aș vrea să-l văd pe Iisus. Și tu să spui așa, dacă te uiți la mine, atunci tu l-ai văzut pe Iisus. Frații mei, câți dintre noi putem să spunem cuvântul acesta vecinilor noștri, colegilor noștri? Vedeți, dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos ne-a spus ceva extraordinar. Voi sunteți sarea Pământului. Și știți ce s-a întâmplat după 27 de ani de Revoluție? Mulți am devenit zahărul acestei lumi. Hai, mă, fii mai serios. Dar nu mai speria pe oameni, le spui să se pocăiască. Ia-o și tu mai, să fim înțelepți. Înțelepciunea asta e de jos, nu e de sus. Uite, Ioan n-a mai fost înțelept și a zis, pui de lăpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Uite, nici Iacov ăsta n-a fost înțelept să le zică, suflete prea curvare, nu știți că prietenia cu lumea îi vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu? Păi uite, n-a mai fost înțelept. Dar noi suntem tare înțelept. Mă, dar, uite, avem un eveniment. Mă, veniți și voi mai așa. Mai că până la Galați și mă gândesc că și pe alte locuri, să facem ziua asta de 8 martie. Eu personal nu înțeleg, nici nu mă asociez, dar treaba fiecăruia nu fac rânduială în casa nimănui. Eu personal nu înțeleg, nu știu, ci m-am uitat în Scriptură, în toată Scriptura. N-am găsit ziua, există o singură zi. Care? Ziua Domnului, aleluia. Slăvit să fie Domnul. Da, hai să zic. Și odată o soră s-a dus la ziua asta și au invitat și femei. Și s-a întâmplat că femeile astea din lume au venit mai cum trebuiau să vină surorile noastre au venit îmbrăcate. Și sau a fost un blocaj. S-a uitat, bă, dar ce aici? Mai așa, bă, să nu zic că astea sunteți înapoiate. Frații mei, ce fel de Scriptură citim și ce fel de credință avem? Pentru că dacă Scriptura pe care o citim nu ne dă credința care ne deosebește de oamenii din lume, este prăpăd. Este prăpăd. Vedeți, dumneavoastră, eu am practicat sport de performanță. Și în sportul de performanță nu puteai să te joci. Te puteai de juca, dar nu urcai niciodată pe un podium de premiere. Puteai să te joci, dar niciodată nu puteai să prinzi premiul. În sportul de performanță era disciplină. Frumoasa mea soție este aici. Și întrebați-o la sfârșit, să vedeți. Două săptămâni înainte de turneu, ea dormea într-o cameră, eu dormeam în altă cameră. Eram căsătoriți. Pentru că aveam o țintă. Trebuie să mă duc să câștig turneul. Eu nu mă duc să particip la turneu. Că veneau mulți să participe. 200 și ceva de sportivi. Dar mă duceam să particip. Mă duceam să câștig premiul. Păi ca să câștigi premiul, trebuie disciplină. Ca să câștigi premiul, trebuie sacrificiu. Dar cum zice cântarea? În cer pe flori tu nu vei fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața îi și-au dat. Dar s-au diluat locurile încetul cu încetul. Și zice, pentru că nu mai credem, frații mei. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul este fericit. Binecuvântat să fie Domnul. Și mulți dintre noi arătăm, vedeți, eram într-un loc și am ascultat, l-am întâlnit pe fratele acesta, nu știu dacă îl cunoașteți, dar sigur ați auzit de el. E vorba de Mircea Roșca, fostul ăsta deputat, care s-a întors la Dumnezeu. Și eram în locul ăla acolo, unde l-am și cunoscut, am și stat de vorbă împreună. Și el se ridică și zice, fraților, mă uit pe fețele multora dintre voi și realizez de ce sunteți atât de plăștiți. Pentru că mulți căutați să aveți ceea ce eu am avut în lume. Bani, faimă, nume. Din cauza asta sunteți așa. Alergați în lumea asta după astea și v-ați epuizat. Frații mei, oare dacă mă pocăiesc, o să o duc mai bine? Și mi-a plăcut ceea ce a spus Brevidul Federal.
Că dacă te pocăiești, n-ai să o duci mai bine. Ăsta e adevărul. Dacă te pocăiești, aveam un vecin la mine la scară și mă tot întreba, domnul Tofan, mă pocăiești și eu, ce îmi dau pocăiții? Eu la tăia să-ți văd câteva ce merge pe spinare. Uite, o să-ți dea pocăiții ca să te înveți minte să nu mai pui întrebarea asta. Dar ce să-ți dea? Păi zice, dar cum la voi nu dă mașină? M-am blocat. Ce mașină? Dar la voi nu-ți dă o casă. Nu-ți dă casă. Păi ce casă să-ți dea? Dar nu cum, nu-mi dă nimic? Păi ce să-ți dea? Îți dă un sfat să te pocăiești cu adevărat. Asta e mentalitatea oamenilor. Mă, dacă te pocăiești, să știi că o duci bine. Nu. E fals. Dacă te pocăiești, să știi că să dai bună cu suferința. Hai să fii bubuit și vă spun ca unul care am practicat boxul 8 ani de zile, dar pumnii pe care i-am luat atât. Pe lângă pumnii pe care iau de vreo 24 de ani. Bineînțeles, într-un alt mod, da? Într-un alt mod. Bă, dacă te pocăiești, uite, atâtea bubuieni vine peste tine și peste casa ta. Dar uite ce promisiune face Dumnezeu. Cu toate astea vei fi fericit. Vedeți dumneavoastră, frații mei, eram în închisoare și citeam Biblia și am citit-o de multe ori. Și știți ce s-a întâmplat la un moment dat? Au venit mascații, m-am și speriat într-o dimineață, am fost dat afară din celulă, am fost dat afară din celulă și au intrat, au răsfărit celula. Am gândit ce-au căutat. Și am întrebat gardianul care era și stătea la ușă, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, caută drogurile. Drogurile? Dar ce droguri? Păi zice, nu te droghezi. Dar cum să mă droghezi? Păi zice, nu se poate. Tu în fiecare dimineață, când deschidem celula, zâmbești, ne saluți. Așa s-a întâmplat de când l-am cunoscut pe Domnul. În fiecare dimineață eram în fața aceea, știam că la ora 6 se deschide și se îmblăcea așa, să-i salut. Stăteam așa și când deschidea spuneam, Good morning, Herr, un gotzik nedich. Bună dimineața, Domnule, și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și se speriau. Zice, nu, ți-i strălucesc ochii. Uite, zice, fața ta radiază. Te droghezi. Am bufnit, am râs. Fraților, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu știu ce să le drog. Nici nu știu cum miroase, nici nu știu ce gustare, binecuvântat să fie Domnul. Dar le-am spus, m-am prefăcut și am spus, mă, m-ați prins. Vă dau. Lăsați că. Cum? Dă? Vă dau eu. Și am intrat în cameră și am scos drogul. Zic, asta e. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Frații mei, realizați că vecinii să uită la noi? Când ieși din casă, când intri în casă. Ascultă ce face pocăitul. Păi nu ascultă pe Andra. Oh, nu dumneavoastră, nu alții. Păi îl ascultă pe Smiley. Nu dumneavoastră, alții. Ce audă vecinii la noi în casă? Păi aud cântări. Uite, deschidem cartea de cântări și cântăm. Aleluia! E, uite, dimineața asta vreau să vă cânt și eu o cântare. Sora o să mă îngăduie, da? Te rog, îngăduie, da? Nu am așa voce, dar vreau să cânt și eu o cântare. Că frumoasa mea soție vă poate confirma că în fiecare zi, la noi, în casă, bine, sunt și excepții, când mai plecăm, mai venim, dar aproape în fiecare zi, soțul ei cântă și vă poate confirma. Pentru lauda și pentru gloria lui Dumnezeu. Mă trezesc dimineața și cânt, mă ceartă. Deci te aud vecinii. Aleluia! Să audă și să mulțumesc lui Dumnezeu că n-au un vecin care înjură, n-au un vecin care bleastă, n-au un vecin care vorbește mizerii. Cântă lui Dumnezeu. Ascultați-vă rog cântarea aceasta. O cânt pentru slava lui Dumnezeu. Gata mi este inima să cânte, nu e nimeni ca Dumnezeu. Sufletul mi-e plin de bucurie, laudă lui voi cânta mereu. Ești a mea bucurie, te ador, te slăvesc. Ești a mea bucurie, laudă-ți când pe tine te iubesc. Gata mi-este inima să cânte, Domnul este prieten minunat. Mi-aduc aminte și-l voi lăuda neîncetat. Ești a mea bucurie, te ador.
bucurie, laudă scând pe tine te iubesc. Gata mi se inima să cânte, Domnul mă conduce ocrotitor. El ne ascultă glasul rugăciunii, până noi îmi vine în ajutor. Ești a mea bucurie, te ador, te slăvesc, ești a mea bucurie, laudă scând pe tine te iubesc. Și-a făcut un nume printre oameni, e mereu slăvit și adorat. Deci și le-a fost nădejde vie și a căror grijă a purtat. Ia să vedem, putem cu toții. Ești a mea bucurie, te ador, te slăvesc, ești a mea măcar 5% din predică și timpul s-a dus. Ce e de făcut? Vreți să vă mai spun și alte versete? Uitați-vă Matei capitolul 6, versetele 30. Matei capitolul 12, versetele 36 și 37, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Matei capitolul 12 sau 11. Nu. Capitolul 11. Nu e nici capitolul 11. Capitolul 6, cred. Matei, capitolul... Cine mă ajută? Că am pierdut și eu. Scrie așa. Vă mai spun iarăși? Că dacă... nu, scrie așa. Vă spun că în ziua judecății veți da capitolul 12. Da. Era capitolul 12. Versetele 36 și 37. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin. Amin. Dar cum facem cu ceea ce vorbim în cursul săptămânii? Cum facem cu cuvintele pe care le rostim și nu suntem conștienți? Cum facem cu bârfa? Cum facem cu clevetirea? Cum facem cu vorbirea de rău? Cum facem? Cuvântul scrie că în ziua judecății dai socoteală. Dar crezi lucrul ăsta? Păi dacă îl cred, atunci am pus aici frâu. Și nu mai dau drumul la cuvinte pentru care într-o zi dau socoteală. Dar nu știu. Mă abțin. Atunci când mă întâlnesc cu cineva, vorbesc cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicesc. Frații mei, ce facem cu cuvântul care spune așa? Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru care este în ceruri, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați nici Tatăl vostru cel ceresc, nu vă va ierta. Ce facem? Că stau de ani de zile și nu iert. Stau de ani de zile și îl țin în inimă. Sau de ani de zile și îl vorbesc ori de câte ori am prilejul. Și zic că l-am iertat, dar nu l-a iertat. Ce facem cu cuvântul căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu? Ce căutăm în aceste zile? Uitați, nașterea Domnului. Cum ne pregătim pentru evenimentul ăsta deosebit? Nu că s-ar fi născut Domnul Iisus după două. Eu personal nu cred că s-a născut în decembrie. Personal cred. N-are importanță când s-a născut. Ci important este cum sărbătorești acest extraordinar eveniment. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ți-ai pus în inimă, te-ai întors la Dumnezeu. De un an, 2, 3, 5, 10. Ai un snop să-L duci înaintea lui Dumnezeu? Unu. Ți-ai pus în inimă
Sau vei intra în 2018 cu dorința aceasta, Doamne, dacă nu ți-aduc la cruce un suflet, dacă, Doamne, nu îmi dai și mie harul acesta, mai bine să mă iei de pe pământ. 30 de ani de zile de păsare. 30 de ani de zile în omiștiință. Lasă să se ducă alții. Lasă să facă alții. Lasă să vorbească alții. Eu nu sunt predicator. Eu nu sunt aia. Eu nu sunt aia. Dragii mei, ce facem cu cuvântul care spune așa? Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Roman 12:1-2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Ia auzi acum. Să nu vă mai potriviți chipului, viacului acestui, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă mai potriviți chipului, viacului acestuia. Haideți să vă spun. Era anul 2005, începusem școala biblică Maranata și la școala biblică Maranata, preibitul frate Panican zice, fraților, vreau să dezbatem o problemă care ne cam frământă. Ce spuneți cu, era luna decembrie, ce spuneți cu modul în care noi ne pregătim de sărbătorile? Ce spuneți, fraților, de împodobirea casei astea cu bradul ăsta? Ce spuneți? Am rămas toți blocați. M-am gândit, bă, dar ce aia face asta? Aveam și copii mici. Unul avea, cred că vreo 4 ani, celălalt vreo 7 ani. Bă, dar și asta nu mai fi. Cum e asta? Am ascultat. Și în ceea ce s-a dezbătut și în ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne-a spus, ne-a vorbit foarte clar. Păcat. A, dar cum e asta? Mă duc acasă. Bă, dacă a zis Domnul, păi clar, frumoasa mea soție o să mă înțeleagă. Ea nu fusese cu mine. Și spun frumoasei mele soții, tată, uite, fratele Panican, uite, i-am explicat, uite, am stat înaintea Domnului, am postit, ne-am rugat, am cercetat, nu mai facem brada noastră. Și soția mea ce credeți că a zis? Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Nu a zis așa. A sărit în tavan. Ce? Cum adică? Păi stai, cofii, copă, mă, tată, putea că așa a zis Domnul. Păi așa faci. Nu, cu mine n-ai nici să nu vor. Am să mă duc să cumpăr brad. Băi, nu te duci. Păi cum facem? Păi nu că trebuie copiii să aibă brad. Păi nu prea trebuie. Păi cum facem? Păi eu sunt preot în casă. Dumnezeu nu cere socoteală ție, cere mine. Ce facem? Dragii mei, 2 zile n-a vorbit cu mine. 2 zile. Dar eu am înțeles clar de unde vine lucrul acesta. De unde vine lucrul acesta. Și am știut clar ce lucrare este asta. Și copiii pendulau între noi. Tata împacă-te cu mama. Nu, nimic cu el. Să ducea la mama. Tata împacă-te, mama împacă-te cu tata. Nici nu vreau să aud. Păi dar de unde vine lucrul ăsta? Și Dumnezeu a vorbit prin copilul cel mare care a venit la noi 7 ani. 7 ani. 6 sau 7 ani. Și a zis, dacă voi sunteți certați din cauza acestui brad, noi nu mai vrem așa ceva. Și a trecut anii. Și nu mă interesează asta. Să nu vă mai potriviți chipului, veacului acestuia. Oare să însemne și asta? Ia întreabă pe Domnul. Nu te îndemn să faci și-a vrut el. Nu. Dar ia întreabă pe Domnul. Vezi ce spune Domnul. Frații mei, oare mai văd în noi oamenii că îl așteptăm pe Domnul sau văd că și noi la fel cu ei? La fel ca ei. La fel cum fac ei, facem și noi. Nu vă mai spun de deschiderea șampaniei la 12 noaptea, că la pocăiți nu e așa. Nu vă mai spun de altele și de altele și de altele, dar oare vulpele mari strică viile în floare sau vulpele mici strică viile în floare? Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Și trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea har, să credem tot cuvântul Lui. Dumnezeu nu l-a lepădat pe Saul că n-a crezut cuvântul lui. Nu. Ci Dumnezeu l-a lepădat pe Saul pentru că n-a crezut tot cuvântul Domnului. Frații mei, în dimineața aceasta trebuie să facem 4 lucruri. 4. 1. Să ne smerim. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, nu vă zic și de celelalte.
Dar măcar că ar trebui să vă zic un lucru. Uitați-vă la cuvântul acesta, căutați mai întâi împărăția cerurilor și mulți dintre noi și cunosc o familie. O familie care au și un copil. A lăsat-o pe ea acasă și a plecat în Anglia. Să câștige bani. Dar în care Biblie citești? Că îți lași soția acasă și tu pleci să câștigi bani. Care Biblie citești? Eu nu găsesc asta. Lași soția acasă, te duci să câștigi bani. Și trimiți bani lunar acasă. Trimiți bani. O duc mai bine. Dar atenție! Satana să pricepe. Nu trebuie să-i deschizi ușa mult. Și cunosc la Galați. Și nu numai la Galați. Cunosc în țară. Dar cunosc la Galați pe unul care cu durere în inimă mi-a spus. Frate, dacă aș lua-o de la capăt, n-aș mai face niciodată nebunia asta. Că atunci când am venit acasă, am găsit biletul de divorț pe masă. Este normal. Pentru că Biblia spune să nu vă despărțiți unul de altul, decât prin bună voială să vă îndeletniciți cu munca la Londra. Nu. Cu postul și cu rugăciunea. Apoi, înapoi. Ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Frații mei, credem noi cuvântul lui Dumnezeu? Păi de-aia am ajuns cum am ajuns și de-aia țara aceasta este condusă de o ceată de derbedei care duc la prăpăd. Eu vă spun ce spune cuvântul Domnului. Din cauza aceasta și vor veni zile mai grele. Știți ce s-a întâmplat în Rusia? Zilele trecute, săptămânile trecute, Patriarhul Daniel s-a dus și s-a întâlnit cu toți liderii religioși ortodoxi. Știți cine a participat la întâlnirea asta? Vladimir Putin. Știți ce a spus Putin? Cu orice preț vrea să apere ortodoxia. Și vrea să, dacă e nevoie, să pune mâna și pe sabie și să treacă prin ascuțișul săbii. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă mai e pace în țara noastră. Dar dacă nu ne smerim și nu ne întoarcem grapnic la Dumnezeu, vin vremuri grele peste noi și o să ne aducem aminte de ceea ce ne-a vorbit Domnul, dar o să fie prea târziu. Trebuie să facem patru lucruri. Și eu m-aș bucura în dimineața aceasta să luăm hotărâri ferme. Dacă în inima ta te-ai tulburat, dacă în inima ta poate există în dimineața asta, mai bine n-ar fi venit ăsta aici. Eu spun doar atât. Dacă cuvântul acesta mi l-a dat Domnul, El să se judece cu mine. Dar dacă mi l-a dat Domnul să vi-l aduc, fii atent. Că Dumnezeu e gata să se judece cu tine. În dimineața aceasta vreau să luăm hotărâri, frații mei. Și hotărârile pe care trebuie să le luăm ferme, grabnice, urgente. Unu, să mă smeresc. Să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și soțiile să intre sub autoritatea soților. Am mers în case, umblu prin case, văd atâtea lucruri, mă îngrozesc. Soții care își controlează soții. Și nu spun mai multe, că sunt tineri aici. Soții care își controlează soții și nu realizează cuvântul care spune femeia nu este până de trupului bărbatul. Și invers. Soții care au început să-și iau autoritate de unde? Și când ești sub autoritate rânduită de Dumnezeu, intre sub blestem. De aia vine peste tine ceea ce vine sau va veni. Ceea ce a venit sau va veni. Soțiile să se smerească în dimineața aceasta și să intre sub autoritatea soțului. Soțul să intre sub autoritatea Domnului și să asculte de Domnul. Și atunci copiii vor fi ascultători de părinții lor. În dimineața aceasta, dacă trebuie ceva, dacă trebuie ceva poporului lui Dumnezeu, din țara aceasta, trebuie să ne smerim, frate și soră. Trebuie să ne smerim. Oameni care n-au înțeles slujba pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. Păi dacă te-a chemat Dumnezeu să păstorești, păstorește. Dar cu lepădare de sine. Pentru că știi așa. Că mă uit astăzi și se întâmplă și cei mai mulți ne judecăm pe alții. Dar cei mai mulți am devenit șefi. Și n-am devenit adevărați robi. Păi dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să fii slujitorul tuturor. Așa spune cartea. Dacă vrei să ție să facă ceva mai întâi, fă tu. Că așa spune Biblia. Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le și tu la fel. În dimineața aceasta, ceea ce trebuie poporului lui Dumnezeu este smerenie, frații mei. Trebuie să ne smerim. Apoi, trebuie să ne rugăm, frații mei. Și trebuie să cerem insistent lui Dumnezeu un duh de rugăciune. Nu aici. Că aici e bine de rău, ticluiește o rugăciune, că te aude ăla, te aude ăla, te aude ăla. Mă, ce-o zice dacă nu mă rog? Mă, ce-o zice pastorul? Ce-o zice el? Și fii și spui o rugăciune pe care e formală.
Că am rugat în atâtea locuri. Nu vă mai rugați formal, mai bine nu vă mai rugați. Rugați-vă sincer înaintea lui Dumnezeu, potrivit cu nevoia pe care o aveți. Și și le-am spus multora. Frații, ne știți, știți de ce arată fețele voastre așa? Citiți Luca 9:29. Pe când se ruga, e vorba despre Domnul Iisus, i s-a schimbat înfățișarea feței și hainele i s-au făcut albe. Știi de ce nu știi să te îmbraci? Știi de ce ești o pricină de potignire pentru unul și pentru altul? Pentru că nu te rogi. Că dacă te-ai ruga și ai sta înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ți-a arătat cum trebuie să umble în întunericul lumii astea, să fie o lumină. Păi n-a zis El, voi sunteți lumina lumii. Păi dacă aprind un băț de chibrit în cel mai mare întuneric, îl văd toți. Dar văd oamenii pe stradă că eu sunt pocăit? Văd oamenii pe stradă că eu sunt un copil al lui Dumnezeu? Sau zice, afer că nu-i văzut de treabă. Au și eu unii mici. Frații mei, pentru că nu ne rugăm, nu ne mai strălucește fața. Am auzit de Ion Marine și mă minunesc. Auzi o noapte în rugăciune și se duce în gara din Simeria, predică Evanghelia și nu pleacă trenul două ore. Zici că-i poveste. Dar nu-i poveste. Nu dă impecatul verde trenului două ore. Două ore. Am auzit de o soră care a venit și a cântat, dar după ce a ținut 17 zile de post și s-a rugat, Duhul Sfânt a cercetat-o. Și noi astăzi venim, cântăm, dar fără rugăciune. Venim, predicăm fără rugăciune. Venim să aducem o slujbă fără rugăciune. Păi de unde putere? Că dacă lipsește astăzi ceva din casa lui Dumnezeu, lipsește puterea. Puterea de a-i transforma pe oameni. Puterea de a-i schimba pe oameni. Oamenii când vin aici, să nu zică, bă, am fost la ăștia, ce frumos. Că am întrebat odată într-un loc, cum ți-a plăcut? Era tot o vreme de asta. Zice, m-am uitat, extraordinare spoturi. Măi, dar zice și orice mi-a spus. Dar nici de cum nu mi-a spus cu adevărat Dumnezeu în mijlocul nostru. Frații mei, ce fel de credință avem? Avem noi credința Sfinților dată odată pentru totdeauna? Sau nu cumva mulți dintre noi avem credința dracilor? Că nu se decât două. Credința Sfinților și credința dracilor. Și dracii cred și sunt fioare. În dimineața aceasta vreau să iau hotărâre. Doamne, nu vreau să mai cânt fără rugăciune. Nu vreau să mai predic fără rugăciune. Nu vreau să mai spun o poezie fără rugăciune. Doamne, vreau să mă rog. Doamne, vreau să am un duh de rugăciune. Apoi, căutați fața lui Dumnezeu. Căutăm să căutăm cu toată inima, să mai terminăm cu lumea asta. Pentru că vin vremuri foarte grele. Și știți unde ne va lovi pe mulți aici? Va fi o presiune psihică. Că ieși din confortul tău, trebuie să ieși. Că vin legi după legi. Și dacă nu lași să pleci, trebuie să te repezi. Vin vremuri foarte grele. Și dacă te-ai obișnuit în fotoliu, numai în fotoliu, și cu picioarele sus, și dacă te-ai obișnuit cu cafeluța, și te-ai obișnuit, păi când vine prăpădul, cum faci? Și ce îmi spune preibitul frate panicant de ani de zile? Învață-te să dormi mai prost. Și am dormit pe jos. Învață-te să mănânci mai prost. Și am început să mănânc și pâine uscată. Și aia, și aia. Învață-te pentru că vin vremuri grele. Și dacă nu ești antrenat, vei cădea. Dacă nu ești antrenat, cedezi aici. Aici cedezi. Nu reziști. În dimineața aceasta să luăm hotărâre. Dacă Dumnezeu ne dă har să intrăm în 2018, să căutăm fața lui Dumnezeu, că nu am căutat niciodată. Căci inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, vreau să o caut. Să mă înarnez că nu sunt de aici. Suntem străini și călători. Țara noastră este în altă parte. Și acolo vă va aștepta mirele ceresc. Unii vor bine aici. Dacă se poate, Doamne, să mă iei la cer de pe Ibița, de pe un iaht. Uite, Apostolul Pavel a fost luat dintr-o temniță și fără cap. În dimineața aceasta, frați și surori, să hotărâm să ne abatem de la căile noastre rele. Mulți dintre noi trăim păcate ascunse. Dacă vă rog Domnului, vreau să vă spun ceva. Domnul mi-a dat darul acesta de a vedea. Și aș putea să-ți spun în dimineața aceasta, prin Duhul Sfânt, cu ceea ce te confrunți, unora dintre dumneavoastră. Dar vreau să spun ceva. Hotărăște să o rupi cu pornografia. Hotărăște din dimineața asta. El e bun. El încă n-a venit ca judecător. În dimineața aceasta spune așa, Doamne,
m-ai descoperit. Îți mulțumesc că nu m-ai ridicat în picioare să mă vadă toți. Doamne, vreau să o rup cu pornografia. Vreau să o rup cu poftele lumești. Cu păgânitate. Doamne, vreau să o rup în dimineața aceasta. În dimineața aceasta hotărăște-te să o rup cu televizorul la care te treci ori întregi. Și te mir de ce a venit depresia peste tine. Te mir de ce ești îngrijorat, ești frământat. Mintea aproape că se mai, abia mai se lămurie. Rupă cu televizorul. Lasă știrile. Că știrile sunt emisiuni de teroare psihică. Deschide televizorul ăsta și te vei umple din bucurie și Dumnezeu îți va da binecuvântare după binecuvântare. În dimineața aceasta hotărăște. Ia hotărâri. Că s-ar putea să zică stăpânul, taie. Taie. De ce să mai cuprindă pământul deja? În dimineața aceasta, frați și surori, să hotărâm să o terminăm cu bârfa. Să o terminăm cu bârfa. Doamne, dacă vreau să bârfesc cu ceva, nu bârfesc, Doamne. Să o terminăm cu vorbitul de rău. Să o terminăm cu clevetirea, să o terminăm cu judecata. Atâția care m-a impresionat un frate de la Bacău. M-a sunat. Prieten de meu. Frate zice, m-a sunat, zice, aseară am avut o cercetare mare de la Domnul Sfânt. Dar ce s-a întâmplat? Zice, frate, trebuie să mă pocăiesc. Și te-am sunat să-și cere, te rog să mă ierți. A rămas blocat. Nu mai greșe niciodată. Păi, ce să te iert, omule? Zice, frate, tu nu știi. Dar pe unde mă duceam? Ce? Vasile, ce pot să primă, domnule? Când e acolo, când e acolo? Lasă-ne, știu, domnule. Lasă ca aia și lasă-ne la. Și Duhul Sfânt aseară m-a întrebat. Vasile, Tofan, aleargă. Și uite, ăla s-a întors la Dumnezeu. Uite, ăla s-a întors, uite, ăla, uite, ăla, uite, ăla. Dar tu, tu, ce ai făcut pentru mine? Ce ai adus pentru mine? Dacă te chem în seara asta la mine, cu ce vii? Și zice, m-am cutremurat, frate, m-am speriat. Dar m-am speriat de moarte. Că mi-am luat seama că de ani de zile nu mă ocup decât de bani. Vând, cumpăr, vând, cumpăr. Bani, am bani. Dar zice, pentru Domnul n-am adunat nimic. Te rog să mă ierți. Frații mei, poate nu înțelegeți. Duc cu mine cartea aceasta. Și mulți judecă, vin de cărți. Da. Dar știți pentru ce? Pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să știți că n-am nicio vină. Am un apartament cu 3 camere care mi-a fost dăruit. N-am niciun Mercedes, am un Volkswagen Charan care mi-a fost dăruit. S-au tipărit 90.000 de cărți. Da. Mă duc să le dau oameni, dar prin cartea asta s-au întors oameni la Dumnezeu. Să judece. Le-am spus fraților. Rugați-vă așa. Și i-am îndemnat pe mulți. Dacă lucrarea asta vine de la Dumnezeu, s-o binecuvânteze Dumnezeu, dacă nu s-o oprească, că El poate. 17 ani și El o binecuvintează. În dimineața aceasta, trebuie să luăm hotărâri, frații mei. Altfel, venim și plecăm fără să ne întâlnim cu Domnul. Mai e un cuvânt. Credeți că Dumnezeu este prezent, Domnul Iisus este prezent în mine? Păi ar zice unul, nu? Dar de unde să crezi? Că de când vii, judeci și ești înfuriat și ești turboapă. El e aici. Dacă ar fi cu adevărat aici și ai realiza, te închina înaintea Lui. Te întoarce la El cu toată inima. Doamne Iisuse, dacă ești aici, vreau să fiu binecuvântat. Doamne, nu mă lăsa să plec nebinecuvântat. Nu mai crezi. Vii ca un spectacol. Doar atât. În dimineața aceasta, mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, Duhul Său cel Sfânt, să-ți străpungă inima. Și să zici, Doamne, am stat departe de tine ani de zile. Am stat departe. Dar, Doamne, vreau să te rog în dimineața aceasta să-mi ierți păcatele și să-mi mântuiești sufletul. Vreau să te rog în dimineața aceasta, Doamne, să mă primești în poporul Tău. Ți-e rușine? Ei, lui nu i-a fost rușine să moară pentru păcatele tale. Să duc o cruce în spate. Să fie ținduit pe o cruce. Nu i-a fost rușine. Dacă nu ți-e rușine dimineața aceasta, spune-i, Doamne, vreau din toată inima să mă întorc la Tine. Frații mei, ridică-te și spune, fără rușine. Vreau să vă rugați, fraților, vreau să vă rugați pentru mine de astăzi înainte să duc o viață sfântă. La dimineața aceasta, dacă tu crezi că a venit cuvântul de la Dumnezeu, rupe cu păcatul. Păgânătatea și poftele lumești. Credeți că la întâmplare, nu ne-am vorbit la telefon. Credeți că la întâmplare le-a dus Dumnezeu în felul acesta? Încă o dată Domnul ți-a mai ieșit în cale. Dar dacă e pentru ultima dată? Câteva luni în urmă, de câteva luni, de fapt, mă rog, te rog frumos, spune-mi dacă mă cunoști. Eu te cunosc, Doamne. Predic despre tine de 17 ani, mă duc în închisori, vestesc că am ia. Doamne, dar eu nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit.
Eu vreau să-mi spui și tu, dacă mă cunoști și cu mine nu merge, decât să-mi dai un semn că mă cunoști. Și mă rugam, mă rugam, mă rog, nu venea semnul. Nu venea. M-am întristat. Doamne, dar cât îmi trebuie? Cât îți trebuie, Doamne, să-mi spui dacă mă cunoști? Și mă duc într-o zi la Galați, la un restaurant, un prieten de-al meu a vrut niște sticle din astea de sticlă și ei le au luat acolo, m-am dus la restaurant, cunoșteam patronul, dăm sticlele astea că uite, și întâlnesc acolo un interlop. A speriat Europa. Sări, bătăi, pistoale. A speriat Europa. Am mulți. Și îl întâlnesc, mă vede, frate Vasile, că așa am zic, la dacă știu că mă pocăie. Frate Vasile zice, te rog, bani să mai stăm un pic la un ceai. Mă grăbeam. Hai să mai stăm. Și povestesc cu el și îi spun iarăși, de Domnul, de Domnul, de Domnul, de Domnul. Și la un moment dat se uită țintă la mine și îmi spune așa. Frate Vasile, pe mine degeaba mă cunoaște o Europa întreagă, dacă nu mă cunoaște Iisus. A rămas șocat. Pentru că el mai vorbea, m-am dus acasă. Și am zis, Doamne, dacă mie nu-mi dai un semn grabnic că mă cunoști grab. Deci e problemă mare, Doamne. Plec cu frumoasa de soție și cu copiii la biserică, era școala biblică Manerat, am plecat de sâmbătă. Duminică spre luni, n-am putut să dorm. O durere inimaginabilă. Fierea, nu mai puteam. Să... Eu nu chem ușor sau mai. N-am chemat-o niciodată. Niciodată, în 49 de ani. Dar atunci, la 5 fără sfert, am pus mâna pe telefon, am chemat salvare. 112. A venit, m-au internat direct la spital. Să uită medicul, domnule, urgent la operație. Îi prăpă! Poți să mori în orice clipă. Domnule, mă vezi pe mine așa? Și domnule, vezi asta treaba. Nu mă operez. Nu te opere. Ia de aici. Semnează. Pacientul care a fost internat. Am semnat. Mă iau copiii, mă duc spre școala. Păi am venit la școala biblică Maranata, am venit să stau la spital. Și mă duceam spre școala biblică Maranata, spre locație. Mă sună fratele panica. Unde duci? Mă duc spre locație. Dar ce s-a întâmplat? Păi că te întorci și imediat să te operezi. Pentru mine cuvântul Dumnezeu e porunca. Știu că nu vorbește gratuit. Păi frate, imediat te întorci, fă stânga împrejur și întoarce-te la spital. Am făcut stânga împrejur, m-am întors. Am dus operația mea. Când m-a operat medicul, o oră jumătate operația, trebuia să dureze, a durat 3 ore. S-a speriat. N-am pietrele cu mine, dar, deși am zis că le iau, dar bolovanii, adică nu pietrele, dar le-am fotografiat pe aparat, pe telefon. Și medicul, când m-am trezit din operație după 3 ore, a zis, mă omul ești bun. Păi puteai să mori, ai fierea cangrenată, puteai să dai în pancreatită, muri în loc. Nu te mai salva nimeni. Și acolo, pe patul de spital, stând și cugetând la cuvântul Domnului, am auzit, grasul Domnului, te cunosc pe nume. Și știți de ce mi-a spus așa? Pentru că am văzut cum le-a pus cap la cap să nu mă operez la Galați, unde sunt probleme destule, să mă operez la biserică, cel mai bun medic de la bistrița, școala biblică Maranata, am înălțat rugăciuni către Dumnezeu. Pas cu pas. Le-a potrivit într-un chip Dumnezeu. Iacob s-a rugat să fie binecuvântat și a rămas chiop. M-au rugat să văd dacă mă cunoaște Domnul. Am rămas să văd fiere. Binecuvântat să fie Domnul și pentru asta. Dar știu că nu merg haotic. Știu că am un Dumnezeu în cer și vreau cununa aia care a promis-o. În dimineața aceasta ești hotărât să pui capăt vieții pe care ai trăit-o până acum. Amin. Ești hotărât să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu de astăzi înainte vreau să mă smeresc. Și să nu mai zic, am dreptate! Ce aveți? Să plec capul și să aștept să-mi facă el dreptate. Și să nu mă mai lupt atât pentru dreptate. În dimineața aceasta, Doamne, vreau să mă smeresc. Și să intru sub autoritatea soțului meu. Dacă el greșește, are un Dumnezeu în cer. Are un cap și știe el cum să-l corecteze. Dar eu mă smeresc. În dimineața aceasta, ești hotărât să te întorci cu toată inima la Dumnezeu. Plecăm de aici. Am stat de multe ori la sfârșitul adunării să văd ce vorbesc frații. Ce telefon ai? Păi iPhone 5. Da, eu 7. Dar tu ce jante la? Păi de tablă. Aliaș. Dar tu ce plasma ai? Păi de 80. Păi trebuie să se treabă. Eu de 121. De ce trebuie? Orice! Numai ce s-a predicat la biserică nu. Asta e dovada că ți-a intrat pe ureche și ți-a ieșit pe alta. Și ce s-ar putea să întâmple? S-ar putea să te duci la metro și să vină o nebună să te împingă din spate. Și să o termin cu viața asta. S-ar putea să fii într-un loc și să intri o mașină în tine și să o termin cu viața asta. Nu știu. Plecăm de acasă și uitați-vă în ce lume nebună trăim.
Uitați-vă în ce lumină bună trăim. În dimineața și asta. Dacă crezi că acest cuvânt a venit din partea lui Dumnezeu, vei fi judecat dacă nu îl împlinești. 100%. Îți va cere Dumnezeu să o teamă. Dar dimineața și asta, frații mei, vreau din toată inima să ne sperim. Să ne rugăm lui Dumnezeu să fină în viața noastră un duh de rugăciune. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea har. Să nu mai căutăm nimic din lumea asta. Nimic. Ci fața lui Dumnezeu. Să ne rugăm în dimineața aceasta să ne abatem de la orice care vrea. Trebuie să te împaci în parte. Trebuie să înșele tare, du-te și înșele tare. Trebuie să rezolvi problema, du-te rezolvă problema. Să ne abatem de la căile noastre cele rele. Și zice, ca să ne ierte păcatul și să ne tămăduiască țara. Cred cu toată inima mea în trezirea acestei țări. Cred din toată inima mea că Dumnezeu va trezi România. Sadu Sundarsin și David Wilkerson au vorbit în părți diferite și ani diferiți. Văd în Europa o țară mică, România, pe care Dumnezeu o va ridica și o va face în Israel pentru Europa. Aleluia! Aștept să se împlinească promisiunea asta. Știți de ce? Pentru că și eu și mulți ca noi, ca mine, am hotărât să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Să căutăm fața lui Dumnezeu și să ne abatem de la căile noastre cele rele. Mă rog din toată inima că Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze. Și mă rog din toată inima mea să ne facem socoteli bune. Pentru că 2018 să intră în linie dreaptă. Am doi băieți. Unul dintre ei student la București. Doamne, la căminul studențesc și îi spun, tata, ce aștepți o viață mai bună? Vrei să ajungi și ce? Să dea Dumnezeu. Dar ne armează-te cu multă suferință. S-ar putea într-o zi să vină să mă ia de acasă, să mă aresteze. Dumneavoastră nu știți. De 3 ori am fost chemat la serie. 3 ori. Credeți că am făcut ceva? Nu, am făcut nimic. Dar s-a uitat pe internet. Oh, liderii. Pentru că e un altul care a fost chemat. Fratele Panican. Și începe să îi identifice. Sus, fraților, eu le-am spus direct, mai avem vreme. Știu că va veni vreme, că o să ne puneți cătușile și să ne duceți. Lăudați să fie Dumnezeu. Dar mai până atunci mai așteptați. Că m-au tot săpit și trebuie să le zic dacă aveți ceva, dați drumul dacă aveți un dosar, dacă nu lăsați-l în pace, că asta e hărțuire, țin, mă hărțuiți. Nu m-a mai sunat. Dar vine vreme că nu o să mă sune. Și am spus, tata, poate într-o zi mă ia, plec undeva și nu mă mai întorc. Să știi, ai Dumnezeu în cer. Strigă la El, pentru că mai e puțin. Și moartea e partea care trece în Împărăția lui Dumnezeu. Închizi ochii aici. În secunda următoare e deschis în slavă, dacă ai tratat cum să rămâne lucrurile. Mă rog din tot sufletul meu să facă Dumnezeu din biserica aceasta o flacără pentru ceva de aceasta. Și oamenii să zică, mergem la Emanuel. Mergem la casa lui Dumnezeu, că acolo Dumnezeu vindecă, Dumnezeu eliberează, Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu ne dă ceea ce am căutat în atâtea locuri și l-am găsit. Fericirea, pacea, de care oamenii au disperată nevoie. Dar fiți atenți, ei să uită cum venim și să uită cum ieșim de aici. Ce zic? Oare zice? Sau zic adevărat, acolo e Dumnezeu. Doresc atât de mult salvarea acestei cetăți unde locuiesc. Stupură. M-am ridicat să spun, împotriva mea, măi, oameni bună, ce să dă lucrurile. Îmi doresc să trezesc acelei cetăți. La Șuțești, va lua ființă casă de rugăciune. N-are importanță prețul, dar va lua ființă casă de rugăciune. Pentru că Dumnezeu a mântuit un îndrăcit de acolo. Cel mai rău om din comună, Dumnezeu l-a dus la pocăință. Dacă Dumnezeu ajută în 2018, vă vizitez iarăși cu El să depună mărturie. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o. Ori de câte ori cineva mă invită să vestesc cuvântul, este o onoare pentru mine și vă mulțumesc pentru onoarea aceasta și vă rog frumos, purtați-ne rugăciunile dumneavoastră. Am zis Domnului, Doamne, 2018, dă-mi închisorile, dă-mi ele, Doamne. La Brăila au ieșit peste 130 de oameni, oameni răi, care au spus, m-au sunat la telefon, din închisoare. A zis, un mare interlop, care era acolo și a zis, voi ieși din închisoare, te voi căuta pentru că vreau să mă bucuresc. Și am zis, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu din cer, să lucreze în țara asta cu semne, cu putere și cu minuni. Amin.